weekend poliția face o razie pe Autostrada Soarelui. Acolo se află și colega mea, Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi. Ce se întâmplă acum pe Autostrada Soarelui? Găsit. Pot să vă spun că în urmă cu doar câteva minute a fost prins și cel mai rapid vitezoman, 188 de km pe oră a avut. Acest lucru înseamnă că va rămâne fără permisul de conducere. Alături de mine îl am pe șeful direcției rutiere. Bună ziua, vă rog să ne spuneți mai exact câte persoane au fost surprinse în timp ce conduceau cu viteză foarte mare. Deci într-o oră de acțiune de când a început activitatea au fost depistați 12 conducători auto, dintre care 3 au circulat cu 179 de km la oră și unul cu 188. La cel din urmă îi se va reține inclusiv permisul de conducere pentru, în vederea suspenderii dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile. Observăm că aveți polițiști pe motocicletă care îi aduc pe cei care circulă cu viteză foarte mare. Da, acesta este, am adoptat un nou stil pentru a opri mult mai în siguranță conducătorii auto care circulă pe autostradă și mai ales că cei care depășesc viteza. Este un mod mai sigur de a opri pe autostradă. Spuneți-ne câte radare aveți. La această acțiune sunt amplasate 3 radare în cascadă, 2 pistoale cu laser TruCam și un radar normal amplasat pe un Logan MCV. Mulțumesc frumos, așadar ați auzit și dumneavoastră. Sunt oameni care se grăbesc să ajungă la mare și oameni care circulă cu viteză destul de mare, iar asta pentru că cei mai mulți dintre ei vor să ajungă cât mai repede pe litoral. Totuși, în aceste momente, o să mergem la unul dintre șoferii care a circulat cu cea mai mare viteză până acum și a fost surprins de către polițiști, 188 de km pe oră. Haideți să vedem dacă și acesta spune ceva. Cei mai mulți dintre ei spuneau că se grăbesc pentru că vor să ajungă pe plajă. Ia să vedem dacă de data aceasta avem o altă scuză. Iată că se pregătește să îi dea documentele polițistului. Vorbim despre șoferul care circula cu 188 de km pe oră. Vom vedea dacă acesta are o scuză mai bună. Bună ziua, spuneți-ne unde vă grăbiți? Nu ne grăbim nicăieri. Nu se pe grăbim. Doar faptul că la kilometru 121 a fost înregistrat de aparatura, dar cu o viteză de 188 km la oră, mult peste viteza limită legală pe autostrăzi. Aveți ceva de Nu, nu avem nimic. Ce să avem? Nu avem nimic. Bine. Știți că rămâneți fără permis. Asta e ce se face. Bine, așteptați câteva momente și revin la dumneavoastră. Da. Mergeți la plajă.